Ne-am prins și dimineața aici la Club Finish, în centrul vechi, la petrecerea caritabilă organizată de Teddy Bear. Alături de noi, Atapi. Salutare, Atapi, bine ai venit. Cum ți se pare din ce ai observat tu până acum petrecerea? Mi se pare super ok, depășește chiar așteptările mele, da. E super ok, lumea e ok, muzică super mișto. Având în vedere că e totuși ajunul Crăciunului și e duminică, nu? Exact, exact, chiar la asta vrem să spun. E de neașteptat. A fost mai devreme Optic, după care Vica, acum Nușa, după care Atapi. Ce ne-ai pregătit în seara asta? Ceva piese personale, bănuiesc, nu? Și. Promouri, piese lansate, piese mai noi, remixuri. Ce vreți voi? Vreau să vă zic că m-am uitat pe SoundCloud-ul lui și e unul dintre cei mai, să nu spun vizualizați, ascultați DJ din România, producători. Totuși din Târgu Mureș, dar aici la București. Te-ai mutat aici? Da, m-am mutat de în jur de 7-8 luni și oricum, dacă e cu muzica, să fie un oraș mai mare, capitala, unde se învârte totul, nu? Am înțeles, unde e creierul muzicii house. De când la Cyclic? La Cyclic doar de anul acesta, cred că din primăvară. Am observat că a făcut Ionuț acolo o gașcă de producători și de DJ foarte ok, printre care face parte și Proof, Mahoni și Optic, cei care au mai fost în seara asta, nu? Alături de tine. Da, cam o mare parte. Toți DJ-ii producători, în rest, vor să facă să creeze un grup mai accentuat a producției muzicale, adică producători fiind și DJ. Zine un gig super tare, unde ai fost anul ăsta? Cel mai tare gig? Anul acesta am fost la un gig în Paris. Cel mai tare a fost la Paris. Producții următoare pentru anul ăsta, care urmează acum? Anul ăsta care urmează? Păi am câteva remixuri care vin din partea lui Take pentru H&KO, colaborare cu un EP cu Kerry Golden, un alt EP cu Digitaria, cu lui Saya din LA. Păi atunci urmează să-l ascultăm noi pe Atapin cam într-o jumătate de oră. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu! Sărbători fericite și la mulți ani! Salutare, sunt Atapi și urmăriți photoclubbing.ro. We'll be right back.